Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 15, vom citi începând cu versetul 11. Luca 15, cu versetul 11. Domnul Iisus a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său tată, Dăm partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foame mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel grășat. Iule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Până aici, cuvântul Domnului, vă invit cu respect să reocupați locurile. Ne bucurăm să fim în această dimineață cu dumneavoastră. Vă mărturisesc, n-am mai fost aici în biserică de, cred că 23 de ani, dacă nu mă înșel. Au trecut ceva ani de atunci. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră. Mi-aduc aminte, ultima dată când am fost aici, am fost la o nuntă la unul din fii fratelui Tipei și știu că am mâncat cele mai bune sarmale care le-am mâncat în viața mea. Nu știu cine a făcut acele sarmale, le-am pomenit de-a lungul anilor, dar uh, mă bucur să fiu cu dumneavoastră uh, și îi mulțumesc domnului pentru harul acesta să fim uh, din nou în țară. Mulțumesc fratelui Păstor pentru dragoste, pentru primire, pentru invitație. Mulțumesc și fratelui Ciprian și sora Emilia, prietenii noștri, care și au avut ceva de-a face cu venirea noastră aici. Domnul să-i binecuvinteze. Vă binecuvântăm în numele Domnului. Vă aducem salutări de la Biserica Emanuel, de la ceilalți frați slujitori de acolo. Ne bucurăm de fiecare dată când venim în țară, am plecat din țară în 1986, aveam 11 ani. Am terminat clasa 6 a 6 și am plecat în Portland. Um, au trecut de atunci 38 de ani și um, avem un sentiment deosebit de fiecare dată când venim în țară. Dacă suntem plecați și n-am fost câțiva ani atunci când aterizăm pe pământul României, aerul, mirosul, iarba, toate lucrurile parcă ne stârnesc amintiri. Este ceva în noi care nu se poate stinge niciodată. Și apoi ne bucurăm de fiecare dată când venim la biserică în România, la casa Domnului și vă vedem. Chiar dacă nu ne cunoaștem personal, parcă vă cunosc. Și cred că este normal lucrul acesta pentru că suntem frați în Domnul, nu-i așa? Vă mărturisesc crescând, n-am crezut niciodată că am să ajung păstor. Visele mele erau să, adu să ajung medic stomatolog. În America așa am făcut, am, au trecut ani, visele mele erau la o carieră, la bani și desigur să-L slujesc pe Domnul. Țin minte la botezul meu din Portland, în 1992, fratele Rivi Știpei a fost acolo, în Portland, a fost primul păstor care mi-a dat cină. Și, um, desigur, ca fiecare om credincios, am crescut în biserică, am cântat în fanfară, la cor, la trupa de închinare, la biserica Philadelphia din Portland, tot așa mergeam între fanfară și cor pe un coridor din spate, exact ca în biserica dumneavoastră. Și mi-am adus, azi dimineață când am văzut tineri acestea mergând de la fanfară la cor, mi-am adus aminte de zilele acelea. Și ultimul an de facultate, aveam ultimele examene, știam că urma să graduez, dea diploma de doctor și cu multe vise, am avut un weekend și am plecat la un prieten în sudul Oregonului, prieten creștin care îl cunoșteam de la societatea creștină medicală din America, la care eram membri în școală. Am mers acolo, familia lor credincioși, nu știam că erau penticostali, după o zi de pescuit, de dus cu motocicleta, ne-am adunat acasă la rugăciune și ne rugam acolo, Aveam un impus puternic să vorbesc în limbi, dar m-am gândit, nu știu dacă ăștia sunt penticostali, poate sunt bapti și cine știe ce o să creadă despre mine. Și atunci vorbeam în limbi în gândul meu. Și mama prietenului meu, colegului meu de clasă, mi-a spus, David, mi-arată domnul că te umple cu vorbirea din limbi, că, dar nu știu, se întâmplă lucrul acesta în tine. Și am realizat, era adevărat, am realizat, o, ok, deci sunt penticostal, pot să-mi dau drumul. Uh, sora lui, în uh, aceeași rugăciune, mi-a spus: David, am avut o vedenie. Te-am văzut pe tine cu un toiac de păstor în fața la harta României. Tu o să fii păstor în comunitatea română. Știți, uh, am știut că Domnul era prezent în acele momente, am știut că lucrarea aceea era de la Domnul, dar ceea ce îmi spunea Domnul în acele momente părea foarte incredibil. Deci, nu mi-am imaginat eu niciodată să fiu la un microfon. Nu era aceasta visul meu, nu-mi doream lucrul acesta. Nu am spus la absolut nimeni nimic. Am terminat școala, am venit în România, am luat-o pe Violeta, ne-am căsătorit în anul 2000, ne-am mutat la Seattle, în Washington, care nu-i departe de orașul Portland, de acolo. În al treilea an, îmi plăcea să vorbesc pacienților despre Domnul, să vorbesc ceva despre Domnul. Și ultimul pacient, înainte de prânz, i-am vorbit de Domnul și am realizat și el era creștin. Și am avut o conversație așa de bună și l-am întrebat, nu vrei să vii să iei prânzul cu mine? Și el era amorțit, chiar am, -am fost, a avut o extracție în acea dimineață și a venit cu mine oricum. Atunci, când mâncam prânzul împreună. Mi-a spus, am o vedenie, pot să o împărtășesc cu tine? A zis, sigur că da. Și a avut exact aceeași vedenie care a avut a sora colegului meu, cam să fiu păstor, m-a văzut cu toiagul acela. Am știut că, ok, lucrul acesta acum o să întâmple sigur. Cum o să facă Dumnezeu lucrul acesta? M-am întors acasă după servici și am spus Violetei, soției mele, și prima vedenie care a fost și aceasta și am zis, auzi, lucrul acesta o să întâmple sigur cum nu știu. Și au trecut ani. Visul meu întotdeauna, știți, există în noi așa ceva, pot să spun, o contradicție aproape în noi. Putem să declarăm că noi vrem să slujim pe Dumnezeu din toată inima și intrăm în apa botezului și spunem în apa botezului eu mor față de mine ca să trăiesc pentru Dumnezeu mor față de orice pretenție care o am, visurile care le am la viață, dorințele care le am, le pun pe toate pe altar, într-un anumit fel, spunem noi, murim față de ele și înviem pentru Hristos ca viața noastră care o trăim să fie din acel moment pentru Domnul. Și declarăm lucrul acesta și îl credem. Și totuși este o diferență între ceea ce declarăm noi și ceea ce este în inima noastră și ceea ce ne dorim noi. Credeți-mă că vroiam să-L slujesc pe Domnul, dar pe de altă parte în inima mea continua dorința aceasta a carierei. Să am cariera aceea care mi-am dorit-o. După patru ani de zile am mers la specializare încă doi ani în Florida. Ne-am întors din Florida, am mers în California și în mintea mea și în inima mea exista mereu o dorință. Mi-ar place să locuiesc la Florida din nou. Să am o casă aproape de ocean și o clinică în sudul Floridei. Observam că Dumnezeu îmi deschide alte luși, să fiu lider de tineret, am fost ordinat, Dumnezeu îmi dădea succes în slujire, dar visul meu nu era slujirea. Dorința mea nu era necesar slujirea, vroiam să-i slujesc lui Dumnezeu, dar practic, într-un mod practic, în viața de zi cu zi, era inima mea acolo, spre lucrurile acestea pământești. Și știți câteodată Dumnezeu ne dă ceea ce ne dorim ca să ne convingem sigur că ceea ce ne dorim nu este ceea ce ne imaginăm noi. După mai mulți ani, mi-a dăruit Domnul toate lucrurile care le-am dorit. O clinică în Boca, aproape de ocean, în Florida, în sudul Floridei. Și după câteva luni de clinică, mi-aduc aminte, eram în casă, eram pe sofa uh, din living room, din camera noastră de zi și mă rugam acolo, Domnul. Eram în timpul meu de rugăciune. Și Domnul mi-a pus o întrebare. Vrei cu adevărat să ai totul ce am eu pentru tine? Dorești mai mult? Și am zis. Da, Doamne, dar în momentul acela am realizat că dacă spun da Domnului, urmează un proces care era foarte greu, care știam că era ceva, urma ceva foarte greu, dar nu știam exact ce. Și am spus Domnului, da, Doamne, accept cu o singură condiție, să nu-mi pierd credința. Și parcă am înțeles în acele momente, am simțit în duhul meu că Domnul a acceptat. Și a zis, ok, bine. Ne-a trecut Domnul prin mai multe în așa fel să las și clinica toate lucrurile până Domnul m-a dus înapoi la lucrul pentru care ne-a creat, la slujirea care o are Domnul pentru noi. Și m-a dus Domnul la pastorația care mi-a vorbit cu peste 20 de ani în urmă. Acum, frați și surori dragi din această dimineață, știți că lucrul acesta este valabil pentru fiecare din dumneavoastră. Nu este nicio persoană aici sau care ne urmărește online, pe internet, pentru care Dumnezeu nu are o chemare. Și în dimineața aceasta aș vrea să vorbesc despre dragostea tatălui. Noi ne uităm la acest text de obicei și ne focalizăm pe fiul risipitor. Personajul cel mai important din această pildă este dragostea tatălui. Și aș vrea să ne uităm la contextul mesajului acesta. Știți, spunea cineva la un pasaj din Scriptură, la un text. Dacă nu avem context, înseamnă că avem un pretext. Și aș vrea să ne uităm la context. În ce context a spus Domnul Isus Hristos pilda aceasta? De fapt, El a spus mai multe pilde într-un anumit context. Capitolul 15, primele trei versete. Cel a determinat pe Domnul să spună, să vestească această pildă? Și spune că în versetul 1, toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Isus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mai mult de atât, are părtășie cu ei și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta. Și a început domnul câteva pilde și a spus, da, un păstor avea 100 de oi, a pierdut pe una, le-a lăsat pe cele 99 pentru că inima lui era pentru oaia pierdută. O femeie avea 10 arginți, pierde unul și dă casa pe dos, găsește argintul acela și se bucură. Și apoi a spus pilda aceasta a fiului risipitor, care este intitulată așa. Pilda aceasta este despre cei risipitori din casă. Și pilda aceasta ne arată dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare din noi, dragostea lui Dumnezeu pentru păcătos. Domnul Iisus avea obiceiul să ia imagini, ilustrații obișnuite în pildele lui ca oamenii să înțeleagă adevăruri profunde. Dacă stăpânești un subiect, de obicei poți să explici acel subiect în termeni simpli, ca oricine să-l înțeleagă și un copil de șase ani să-l înțeleagă. Și Domnul le dă pilda cu semănătorul. Era o... Oamenii din vremea aceea toți erau obișnuiți cu câmpul, cu animalele. Pilda cu aia rătăcită, ca oamenii să înțeleagă. Și apoi le spune pilda aceasta în care Domnul Iisus vrea să-L arate dragostea lui Dumnezeu pentru păcătos. Știți, fii din această pildă suntem fiecare din noi. Absolut fiecare din noi. Știți, fiecare din noi ne aflăm pe un spectrum undeva. În pilda aceasta, tatăl nu avea doar un fiu risipitor, avea doi fii risipitori. Doi fii risipitori care au risipit dragostea tatălui. Diferența era că unul era Rebel exterior. Deci, fiul cel mai tânăr s-a exteriorizat repede. A spus: Dăm partea de avere, mă duc să-mi trăiesc viața, vreau să am bucurie în viața aceasta, m-am plictisit aici, acasă. Celălalt n-a făcut lucrul acela, a rămas în casă, dar era rebel în interiorul lui. Știți, ar fi vrut și el să se distreze cu prietenii lui, dar. Știți, a venit cum ar veni el, a fost un băiat bun, a venit la biserică, a cântat în cor, în fanfară, dar nimeni nu știa inima din lăuntru. Și spune cuvântul Domnului în Roman 3 cu 10. Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele niciunul măcar toți au rătăcit. Observați, de cinci ori spune niciunul și apoi spune toți s-au rătăcit. Trebarea mea în această dimineață pentru dumneavoastră este se poate ca părinți buni să aibă fii sau fice care sunt neascultători? Este posibil. Poate dumneavoastră de aici, din România nu-l cunoașteți, un păstor american foarte bine cunoscut, Jack Hayford, a fost tot din California, un om deosebit al lui Dumnezeu, are scrise, cred că, peste 60 de cărți creștine, multe imnuri le-a scris el, chiar unele din ele au fost traduse și în limba română, Domnul meu slăvesc numele tău, cred că ați cântat-o și aici în biserică, Majesty spune în engleză. Și omul acesta care avea patru copii, a avut patru copii. Copiii aceștia lui, când au ajuns la vârsta să fie adulți, să aibă viața lor, familia lor, doi din ei s-au depărtat de Domnul. Și omul acesta, când împreună cu soția lui, i-am cunoscut personal, am fost în casa lor, am fost la seminarii care le-a avut el, ne spunea nouă, într-un grup mai restrâns, că a ajuns într-un anumit moment în... Într-un chin din acesta, suflete și spunea Domnului: Doamne, nu înțeleg. Eu știu că nu sunt un tată perfect, dar, doamne, din toată inima m-am luptat uh, pentru copiii mei, am făcut tot ce am putut eu. Sunt sigur că nu sunt un tată perfect, dar. Nu știu uh, dacă este ceva, dacă a fost ceva care aș fi putut face și n-am făcut pentru ei, să învăț cuvântul Domnului, să fiu un exemplu în casă, în familie, să predic cuvântul tău cu sinceritate, cu onestitate, cu o inimă curată. Și îl întreba pe Domnul, Doamne, totuși vreau să te întreb, nu știu unde am greșit cu copiii mei, pentru că nu știu unde am greșit. Și spunea, spunea el că Domnul i-a răspuns printr-o întrebare. Și Domnul uh, l-a întrebat, te rog, spunem unde am greșit eu cu Adam și Eva. Și el s-a gândit la întrebarea aceasta. Dumnezeu este un tată perfect. A creat condiții absolut ideale pentru copiii lor, pentru Adam și Eva. Un tată perfect, condiții ideale, și totuși, aceștia doi, amândoi, au călcat pe lângă. Amândoi au intrat în păcat. Știți că Domnul nu i-a lăsat nici pe Adam și pe Eva. Din grădina Edenului de acolo, a arătat Domnului care era calea înapoi spre Dumnezeu. Atunci când ei s-au văzut, odată ce au păcătuit, că erau goi, au avut nevoie ca să fie acoperiți, să acopere cineva rușinea lor. Și pentru aceasta a trebuit să se verse sânge nevinovat. Și sângele acela nevinovat a acoperit păcatul acela. Părinți dragi care sunteți în această dimineață aici prezenți sau care urmăriți online, dumneavoastră nu puteți să fiți părinți mai buni decât Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că nu ați falimentat dacă copiii dumneavoastră au ajuns să creadă în jertfa Domnului Isus Hristos. Spune cuvântul Domnului Proverbele, capitolul 22 cu versetul 6. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Și când va îmbătrâni sau când se va maturiza, nu se va abate de la ea. Știți, au trecut mulți ani de zile și fratele Jack Hayford împreună cu soția lui Ana au trecut amândoi la Domnul. Și Ana a fost soția lui care a trecut întâi și am observat ceva, am urmărit programul de înmormântare și toți copiilor erau întorși la Domnul după ani de zile de rugăciune. Uh, nu ați falimentat atâta timp cât ați dat copiilor dumneavoastră singura cale spre Dumnezeu, care este jertfa Domnului Isus Hristos. Se întâmplă ceva în momentul în care noi credem în Dumnezeu, în, în jertfa Domnului Isus Hristos de la cruce. În momentul acela, toate păcatele noastre sunt transferate pe mielul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos la cruce. Dar se mai întâmplă ceva exact în acel moment. Toată neprihănirea lui îmi este transferată mie, un păcătos. Știți, dacă nu am avea această neprihănire care este primită a Domnului Iisus Hristos, niciunul din noi nu am avea nicio șansă. Pentru că Dumnezeu este sfânt. Spune cuvântul Domnului că faptele noastre bune sunt ca ce? ca niște cârpe murdare înaintea Lui. Dacă eu pot să fiu reprezentat de acest deget, da? când se uită Dumnezeu la mine, dacă am orice păcat, cât de mic ar fi, plata păcatului este moartea și nu pot să vin în prezența Lui, indiferent de faptele mele bune. Avem nevoie să fim acoperiți și în momentul în care eu cred în jertfa Domnului Iisus Hristos, sunt acoperit de neprihănirea Lui. Între mine și Dumnezeu este sângele Domnului Iisus Hristos, atunci când mă privește pe tatăl, mă vede pe mine, David Shalar. Dar mă vede îmbrăcat în această neprihănire a Domnului Isus Hristos. Și noi care suntem niște păcătoși, avem acces la tronul de milă și îndurare. Știți, Domnul nu ne primește pe niciunul din noi pentru că noi suntem mai buni decât cel de lângă noi. Spunea Domnul Isus o pildă, da? A vameșului și a fariseului. Acum, în zilele noastre, noi când vorbim de farisei, avem o, con o conotație foarte negativă despre fariseu, fățarnic. În vremea aceea uh, erau cei mai respectați și cei mai credincioși oameni. Oamenii aceștia posteau de două ori pe săptămână. Aveau toată legea uh, lui Moise memorizată. O cunoșteau pe din afară. Uh, aveau jocuri imaginare în sulul acela de carte, că dacă ar trece o săgeată prin sulă la acela de carte, prin ce litere ar trece. Atâta de bine cunoșteau legea. Și dă Domnul Iisus Hristos, parcă ne pictează o imagine. Aceștia doi au venit la templu să se închine, ca noi în această dimineață. Și fariseul s-a uitat la un vameș care era lângă el acolo. Știți, vameșii din vremea aceea, erau priviți ca cei mai păcătoși oameni. Păcătoșii în vremea aceea erau despărțiți cam în patru categorii. Erau oamenii credincioși care își imaginau ei, oamenii sfinți, farisei, pe care desigur și imaginau ei Dumnezeu îi iubea. Apoi erau oamenii de rând care erau niște păcătoși. Apoi erau păcătoși foarte mari, cum erau femeile care erau în prostituție. Și apoi cei mai mari păcătoși erau vameșii. Oamenii aceștia care și-au trădat neamul, au intrat, au dat mâna cu romanii, cu asupritorii și le colectau taxe de pe ei. Oamenii aceștia nu aveau nicio șansă la mântuire. Erau considerați în afara harului și bunătății lui Dumnezeu. Și în textul acesta care, care l-am citit, da, spune că toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Isus ca să-L asculte. Era ceva la Domnul Isus, care oamenii aceștia, nu știu, vedeau ceva în ochii lui, ca oamenii păcătoși veneau la el. Și m-am întrebat uh, pe mine, oare dacă locuiește Domnul Isus Hristos în mine, dacă eu îl reprezint pe el, oare văd oamenii păcătoși aceeași dragoste la mine care o vedeau la Domnul Isus? Era ceva în ochii lui, în primirea lui, care îi atrăgea pe acești oameni. Dumnezeu are o dragoste deosebită pentru păcătoși. Și aceștia doi, Vameșul și Fariseul, s-au adunat la templu, nu? Și Vameșul, știți rugăciunea lui Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca Vameșul acesta. Îți mulțumesc și a făcut lista. Eu dau ială, eu mă rog, eu, eu. Celălalt s-a văzut un păcătos și a spus, Doamne, ai milă de mine, a apelat la mila lui Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat? Spunea Domnul Iisus că mai degrabă Vameșul a plecat acasă neprihănit. Ci omul care se încrede în harul, mila și bunătatea lui Dumnezeu este omul care beneficiază de această dragoste. Vă întreb, tâlharul de pe cruce? Tălharul era un criminal. Un om care a dat în cap la oameni ca să le fure banii și bunurile. Omul acesta se afla pe o cruce, murea pentru tâlhărie. Era pe cruce. Și omul acesta, în momentele acelea de pe cruce, a realizat că cel care stătea lângă el era Fiul lui Dumnezeu. A crezut în jertfa Domnului Isus Hristos. Cum putem să spunem lucrul acesta? A spus, Doamne, când vei veni părăția ta, credea că Domnul Isus urma să moară și să învie. Și Domnul a spus, astăzi vei fi cu mine în rai. Fraților, când vorbim câteodată despre această dragoste a lui Dumnezeu, oamenii și imaginează că noi lărgim calea lui Dumnezeu, să lăsăm pe oricine să vină. Calea înspre cer este foarte îngustă. Ușa este scurtă. Calea este Domnul Isus Hristos. Ușa este Domnul Isus Hristos. Nici unul, nimeni nu are nici o șansă la mântuire să venim în prezența Domnului dacă nu credem în jertfa Domnului Isus Hristos. Aceasta este ușa îngustă, aceasta este calea îngustă. Fiecare din noi care suntem aici, suntem în procesul sfințirii. Undeva mai departe sau mai aproape? Și dacă ne-ar arăta Domnul, de exemplu, în această dimineață nouă, câte lucruri în viața noastră încă nu sunt coșuri, care încă nu sunt ok. Fraților, cred că ne-am colapsat cu toții. Și știți ce face Domnul? Ne acopere cu mila lui, cu harul lui. Și în momentele acelea când noi venim la El cu sinceritate, în dragoste și spunem Domnului, Doamne, vreau să mă apropie de Tine, vine Domnul și ne mai arată câte un defect din caracterul nostru și noi rămânem așa de dezamăgiți. Mi-aduc aminte, cred că am trăit cu toții experiențe de acestea. Veneam acasă de la servici, cu mulți ani în urmă, și aveam un timp de o oră să stau în cu Domnul, în rugăciune, mă închideam într-o cameră mică acolo și stăteam, mă rugam și era un timp din acela care era o prezență deosebită a Domnului, era o lacrimi, era o bucurie deosebită și în momentele acelea și într-o naivitate de-a mea am zis Domnului Doamne, dacă mai ai ceva de schimbat la mine, te rog să-mi arăți. Și eu nu eram conștient că mai era ceva de schimbat la mine. A doua zi la servici, una din asistente m-a ofensat și am reacționat, am avut dreptate în tot ce am zis, dar nu a venit dintr-o inimă bună. Și parcă s-a terminat ziua aceea de serviciu, eram în mașină să merg din nou spre casă și urma să am timpul acela de părtășie cu Domnul. Și în momentul acela am zis, oh no, cine știe că timp o să dureze până o să mai am eu astfel de părtășie cu Domnul. Mă gândeam eu, Cred că o să treacă încă vreo două săptămâni de căință și de pocăință pentru falimentul meu. Că l-am întristat pe Domnul. Și în momentul acela am auzit o întrebare. Nu te-ai rugat tu ieri că dacă mai este ceva de schimbat să-ți arăt în viața ta? Care am răspuns, da. Și dacă ți-am arătat, de ce te superi așa? Și am realizat în momentul acela, stai un pic, Doamne, dar Tu nu ești supărat pe mine? Nu era supărat Domnul pe mine, el știa de mult că aveam deficiențele acelea în caracterul meu și trebuia corectate. Știți că Domnul și acum lucrează la caracterul meu, nici unul din noi, noi toți suntem în acest proces al sfințirii. Dacă noi nu venim prin neprihănirea lui Hristos, dacă noi venim bazați pe faptele noastre, pe vrednicia noastră, noi suntem pe din afară, calea este foarte îngustă, este prin credință în jertfa Domnului Isus Hristos. Dacă noi ne apropiem în această dimineață, în rugăciune, în închinare, nu este pentru că suntem vreunul din noi vrednici prin purtarea noastră, prin faptele noastre. Toate acestea sunt prin har. Noi suntem în procesul sfințirii. Știți, adevărul este cu cât progresăm în acest proces al sfințirii în viața noastră. Cu cât viața noastră este mai dedicată lui Dumnezeu, noi suntem mai folositori lui Dumnezeu. Știți că Domnul spuneam la început, are o chemare pentru fiecare din noi, dar de multe ori nu poate să ne pună în chemarea care o are pentru noi pentru că nu ne-am calificat. Nu am ajuns la nivelul de sfințire, de dedicare, de predare. Caracterul nostru nu a fost sfințit, rafinat la locul acela ca să fim vrednici de acea chemare. Am realizat că Domnul a lucrat în viața mea și a soției mele ani de zile. Parcă ne gândeam, Doamne, dar dă-ne un pic de pauză. Și am realizat, noi eram în urmă. Am realizat la chemarea care o are Domnul pentru noi, că a fost nevoie de fiecare pas al sfințeniei, al procesului acesta în viața noastră. Dacă progresăm în sfințirea aceasta care o dorește Domnul de la noi, noi devenim folositori lui Dumnezeu. Putem să ne împlinim chemarea care o are Domnul pentru noi tălharul acela a fost mântuit doar prin credință. Nu a putut să-și împlinească chemarea, destinul care a avut Dumnezeu pentru el. Dar știți că prin simplu fapt că a crezut și a declarat acel lucru și a zis, Doamne, adu-ți aminte când vine împărăția ta. Știți că mărturia lui vorbește încă și astăzi. Vorbim despre acest lucru. În pilda aceasta aș vrea să vă spun că singurul care este bun este Tatăl și El a rămas și El nu vrea ca niciunul din noi din această dimineață să risipim această dragoste. Dorește ca fiecare din noi să beneficiem. În al doilea rând, dragostea adevărată se dovedește prin liberă alegere. Dragostea cu forța nu mai este dragoste, este tiranie. Nu? Nu poate să meargă un băiat la o fată și spune te iubesc, indiferent de ce simți tu sau ce gândești tu. Nu aceea nu este dragoste, este tiranie, da? Fii din această pildă, acești doi fii, au putut să aleagă. Au avut liberă alegere. Adam cu Eva, în condiții ideale, au fost liberi să aleagă. Să slujească pe Dumnezeu sau să nu slujească. Și fiecare din noi suntem puși în fața la această alegere. Putem să fim aici în casa Lui sau să alegem să fim într-o țară îndepărtată, departe de Dumnezeu. Să spunem, vreau să-mi trăiesc viața imaginându-ne că există ceva, alegerile noastre, desigur, vin cu consecințe. Știți? Chiar și aceste consecințe sunt o binecuvântare. Acest fiul mai tânăr, din pilda aceasta, dacă nu ajungea la porci, dacă nu ajungea la cel mai jos loc, dacă nu avea consecințele păcatului în viața lui, mă îndoiesc că s-ar fi întors vreodată acasă. Mereu era în căutare. La o împlinire. Știți? Fiecare din noi a fost creați să avem împlinire cu Dumnezeu în, în inima noastră. Deavolul mereu ne spune că împlinirea este. Și ne spune să termin o școală. Termin școală, nu ai împlinire. Nu e asta. Să ai un apartament și să ai o mașină. Nu e asta. Să te căsătorești foarte fain, dar nu aduce împlinire. Să ai mulți bani, să ai proprietăți. Și omul tot aleargă tot mereu și nu ajunge niciodată la împlinire. De ce? Împlinirea aceea nu o găsești decât în Dumnezeu. Vă mărturisesc. Sunt oameni care spun, dacă ar fi în America, dacă ar avea acolo o carieră. Fraților, am ajuns să le am pe toate acestea. Împlinirea este doar în Domnul. Împlinirea noastră, am ajuns la locul acesta împreună cu soția mea și am zis, Doamne, am realizat, împlinirea este doar în Tine și în chemarea Ta. Spune în versetul 16 despre fiul acesta. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii. Desigur, aici Domnul a vorbit într-un mod figurativ. Știți, oamenii care merg în lume și ajung în păcat, doresc ca lucrul acela să le aducă împlinire, să se sature, saturație, împlinire. Și mereu nu ajung. Merg la alcool, droguri, Viața de păcat și așteaptă o împlinire, care nu o găsesc. Noi am fost cinci copii acasă, patru băieți și o fată, eu sunt al treilea. Un frate de-al meu mai mare ca mine, la vârsta de 16 ani, a plecat de acasă. Exact ca fiul acesta risipitor. Am vorbit cu el și mi-a spus că oriunde merg, oriunde predic, pot să-i dau exemplul lui. Dacă cineva învață ceva de la aceasta, el se bucură. Mi-aduc aminte, eram acasă, încă nu eram căsătorit, eram în, în școală și a trăit în toată viața de păcat, în toate aceste lucruri care le-am descris. Și într-o zi eram noi doi în cameră. Și știți, oamenii care, mai ales fii risipitori, cei care îți plecați de acasă, mereu, parcă întotdeauna vreau să zic, măi, dar nu poți să fii serios 5 minute. Dar ei prin glumă, prin asta, ascund o durere lăuntrică. Și eram noi doi în cameră și l-a întrebat Mănelu. Spune-mi, acum tu ai plecat, ai trăit în viața de păcat, toate lucrurile astea, dar am o întrebare pentru tine. În toate lucrurile acestea, spunem, te-ai bucurat? Am observat că fața lui s-a schimbat. Masca aceea de glumă din totdeauna și am văzut o, tis, o tristețe care a venit pe față și mi-a spus David, niciodată nu m-am bucurat niciodată. Nu mi-a adus nici o împlinire. Îmi pare rău de ceea ce am făcut. Dar știți cum? Atunci când mergi în viața aceasta de păcat, nu este fără consecințe. Ea vine cu adicții, cu patimi, care nu e așa de ușor cu acelea în viață. Și aș vrea să vă întreb în această dimineață, fiecare, dumneavoastră înăuntru, cum v-ați simțit ultima dată când diavolul v-a momit la un păcat, mai mic sau mai mare, v-a adus împlinirea a păcatul acela pe care v-a promis vrăjmașul? Nu v-a adus. Nu e așa că ați plătit mai mult decât ați crezut că o să plătiți pentru acel păcat. Nu e așa că ați ajuns mai departe decât v-ați imaginat? Atunci când noi păcătuim cu voia, este ca și cum l-am invitat pe vrăjmaș să vină să locuiască în casa noastră. Îi deschidem ușa, îi dăm drept legal să locuiască în casa noastră. Dar el vine cu toate patimile lui, cu toate duhurile lui, cu toată neliniștea, cu tot chinul acela și apoi nu ne mai place. Știți, la început, tineri aceștia oameni au puterea să zică nu la paharul acela, la țigara aceea, la drogul acela, la păcatul acela, la pagina aceea de internet. La început ai putut să zici nu, poate că ai putut și a doua și a treia oară, dar s-a întâmplat ceva după aceea. Urăști lucrul acela și ajungi din nou la el. Promiți, faci tot felul de juruințe că... și din nou cazi în locul acela. Știți ce s-a întâmplat? Diavolul și-a făcut loc în casa ta, în viața ta. Are drept legal acum în viața ta și acum te chinuie el pe tine. Dacă decizia de a păcătui a fost cu voia și are consecințe, aș vrea să spun că eliberarea se face tot printr-o decizie. Și decizia este să ne întoarcem din nou la Dumnezeu. Decizia este să venim la Domnul și să spunem Domnului, Doamne, vreau tu să locuiești în casa aceasta, adică în mine. Vreau ca tu să-mi cureți viața. Orice adicție, orice întăritura vrăjmașului care este în viața mea Să știți, doar Dumnezeu poate să ne elibereze Doar El poate să facă curățenie în viața noastră Doar El este acela care poate să ne scape de lucrurile care noi nu putem să scăpăm Spune în versetul 17 de fiul acesta Și a venit în fire și a zis Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine Iar eu mor de foame aici Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și vreau să te întreb în această dimineață, nu ai vrea să fii din nou liber? Nu ai vrea să te bucuri din nou de belșugul de pâine din casa Tatălui? Adică de bucurie, de pace, de liniște, de acceptare. Ceea ce te desparte de lucrul acesta este o decizie, să-L inviți pe Domnul să intre din nou în viața ta. Mulți nu se întorc. Știți, am observat oameni care, și de multe ori, chiar fratele cel mai mare nu a ajutat deloc. Știți, sunt oameni care spun, măi, tunde-te, spală-te, îmbracă-te, lasă de toate lucrurile, vină la biserică. Și câteodată lucrul acesta nu face sens. Imaginați-vă un om care are cancer. Da? Să spunem că vede că are o melanoma, un cancer de piele, da? Și îi dă cineva un sfat sau el își dă singur un sfat și spune am să mă tratez singur, am să mă vindec și apoi am să mă duc la medic. Păi nonsens. Tu ai nevoie de medic ca să fii tratat, operat. La fel este cu cel păcătos. Ai nevoie să vii la Dumnezeu așa cum ești. Și el te vindecă, te tratează și desigur că nu o să rămâi la fel. Un om care are o întâlnire reală cu Dumnezeu nu rămâne cum a fost înainte. Omul acesta este spălat, curățat, îmbrăcat, restaurat. Și poate că ar trebui să ne punem întrebarea, de ce nu se întorc mulți fii risipitori acasă mai repede? În primul rând, nu se întorc din cauza minciunilor vrăjmașului. Vrăjmașului minte pe oameni... Minciuna împlinirii. Prima dată le spune adevărata împlinire este în păcatul cu tare. În afara de... Nu acasă la tata, nu în biserică, nu cu frații. Împlinirea e în afară. Și ei se duc să caute împlinire. Știți, spune că pomul din grădina Edenului era bun de mâncat și plăcut de privit, era de dorit. Gustul care a rămas în gura lui Adam și Eva a fost amar. Gustul păcatului cam așa este. Și odată ce merg oamenii afară, vine diavolul cu a doua minciună. Minciuna respingere și spune, tu nu mai ai nicio șansă să fii primit. Tu ai mers prea departe. Iartă Dumnezeu păcatele, dar păcatul tău nu. Sau îți va spune, tu ai comis păcatul care nu se iartă. Observați din pilda aceasta care era spusă de Domnul Isus că Fiul acesta risipitor nu avea așteptări ca să fie primit bine. Nu și imagina că dacă se întoarce acasă, tatăl mai face vreodată fiul, nu. Și imagina doar dacă aș fi ca unul din robii aceia. Cum în ultimii 10 ani de slujire, pot să spun că am stat de vorbă cu mulți frați și surori din biserică și cu mulți tineri, care după ani de zile dacă văd că ești un om al lui Dumnezeu, că ai inimă, te ia în parcare afară sau te sună și vrea să stea de vorbă și spun lucruri din viața lor. Una din conversații a fost cineva care spunea, eu nu cred că Dumnezeu mai poate să mă ierte pe mine, dar venea la biserică, făcea parte din biserică. Spunea, nu cred, nu știu. Oamenii au impresia aceasta dacă Dumnezeu te iartă până ai intrat în apa botezului, dar după aceea, dacă ai călcat pe bec, Nimeni nu mai știe ce se întâmplă după lucrul acela. Și până la păcatele cele mai banale, aș putea să le spunem, nu este un păcat banal, dar lucruri care nici nu poți să le definești ca păcat. Un simțământ care i-a trecut prin cap și a fost în ziua cinei, când era în picioare și s-a gândit, poate ar trebui să mă pun jos. I-a fost rușine de cei din jur, a luat cină. Și după aia a venit diavolul cu tot felul de condamnare. Tu nu, po nu mai poți să fii mântuit niciodată. Ai întrecut mila harul, și harul lui Dumnezeu. Fraților, vă întreb în această dimineață. Credeți că există un păcat care este mai puternic decât puterea sângelui Domnului Isus Hristos de la cruce? Poate să fie un păcat mai puternic decât puterea sângelui Domnului Isus Hristos? Nu există. Pilda aceasta nu este pentru cei din lume, este... Pentru fiii de-ai casei care s-au îndepărtat, pentru credincioșii care au plecat în afară. Mi-aduc aminte, nu știu cât vă aduceți aminte de fratele Șandru Trandafir. Ultima dată când a fost acasă la părinții mei în România, a avut o conversație cu tatăl meu. Și spunea el, știu că urmează să uh, trec la cele veșnice. Și chiar a fost ultima dată când a venit în America. Și spunea el, am un regret foarte mare. A păstorit biserica din București mulți ani de zile și spunea el că am avut frați și surori din biserică care au căzut în păcat. Și spunea el, le-am făcut un proces de verbare, i-am exclus din biserică și nu le-am dat nici o șansă să se întoarcă înapoi. Și astăzi, trăiesc cu groază, mă gândesc că am să mă întâlnesc cu Dumnezeu în fața tronului și o să mă întrebe Dumnezeu ce am făcut cu oamenii aceia. În momentele acelea nu m-am gândit și spunea, mă rog, în fiecare zi lui Dumnezeu să mă ierte și se ruga pentru oamenii aceia, ca dragostea lui Hristos să-i copleșească, să se întoarcă înapoi. Fraților, cuvântul acesta este pentru dumneavoastră, este pentru fiecare din noi. Nu știu dacă vă desparte ceva de Dumnezeu, dar în dimineața aceasta, să știți că Domnul ne vorbește la fiecare, este timpul să ne întoarcem acasă la tată. Tatăl nostru ne iubește și vrea să aibă o relație cu fiecare din noi, o relație de tată-fiu, o relație strânsă, de dragoste. Apoi, sunt oameni care nu se întorc, fii risipitori, care nu se întorc acasă, pentru că au o teologie falsă. Au teologia aceasta care spun. Dumnezeu face dacă fac eu. Da? Deci, Dumnezeu ne tratează pe fiecare din noi cum facem noi. Dacă eu fac un pas, Dumnezeu face un pas. Dacă eu fac doi pași, El face doi. Problema este, mulți din acești fii risipitori nu pot să facă decât unul sau doi pași și stagnează acolo. Adevărul este altul. Spune în versetul 20 de fiul acesta în risipitor. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut minile de el. Și ce a făcut tatăl? A alergat spre el. Imaginați-vă fiul acesta că l-a început să aibă palpitații de inimă, că se apropie de casă. Nu știa dacă o să fie primit barem ca rob, nici nu, nu visa ca să fie din nou primit ca fiu. El făcea un pas, dar tata făcea 3-4, că tata era în galop înspre el. Aceasta este dragostea lui Dumnezeu pentru păcătos. Aceasta este Evanghelia care Domnul ne-a chemat să o predicăm. Noi predicăm pe Hristos răstignit. Noi predicăm Evanghelia aceasta că Dumnezeu s-a împăcat cu lumea. Știți că nu o să meargă nimeni în iad pentru că Domnul a aruncat pe cineva în iad. Nu. Oamenii au să meargă în iad pentru că au ales să meargă în iad. Pentru că dragostea lui Dumnezeu, mâna lui este întinsă și astăzi pentru păcătoși. Păcătosul să se întoarcă acasă, fiii lui risipitor să se întoarcă acasă. Mi-aduc aminte, am stat de vorbă cu un pastor de aici din România, acum 2 sau 3 ani în urmă, și îmi spunea el de un caz de la el din biserică. Spunea că a hotărât să se facă stăruință la ei în biserică. și ca de obicei, înainte de stăruință, intra în ofisul lui, în biroul lui de păstor și a zis, cine are nevoie de mărturisire, poate să treacă pe acolo. Spre surprinderea lui a venit o fată de la ei din biserică, despre care el avea o părere foarte bună. Și fata aceasta și-a mărturisit viața ei. Fratele păstor a rămas total șocat de ceea ce a auzit, nu și-a imaginat. Și fata aceasta, după ce a terminat, să-și spună mărturisirea, a avut o întrebare. Am o întrebare, frate păstor. Mai am vreo șansă ca Dumnezeu să mă ierte? Și spunea el că nici nu s-a gândit, s-a trezit vorbind direct. Și a, a citat versetul acela din Scriptură. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. El s-a auzit spunând versetul acesta. Și a spus, știți ce? Seara aceasta te rog să nu vii în față unde se face stăruința. Te rog să stai pe ultima bancă din biserică și să-ți plângi păcatele tale acolo. Și după aia o să vorbim. Când a ieșit ea din birou, el a închis ușa, s-a pus pe genunchi și s-a rugat și a zis, Doamne, dacă tu o ierzi pe fata asta, eu îți cer un semn. În, în seara aceasta, ea să fie prima care e botezată cu Duhul Sfânt de acolo de pe ultima bancă. Vă întreb în acea seară, cine credeți că a fost prima persoană care a fost botezată cu Duhul Sfânt? Fata aceea. De ce? Pentru că dragostea lui Dumnezeu este așa de mare pentru păcătos. Domnul cunoaște suferința celor care sunt departe de el. Cunoaște durerea din inima lor. Ce merita fiul acesta risipitor? Și ce merităm noi? nu merităm nimic. Și totuși, Dumnezeu ne iubește pe fiecare din noi. Dragostea Lui a rămas așa de mare. Știți că câteodată fratele mai mare se face portar și vrea să... Câteodată nu-i place să vină cel tânăr înapoi sau fiul cel mai tânăr, fratele lui înapoi acasă. Mă rog Domnului în această dimineață să ne dea la toți inima Tatălui. Oamenii când se întâlnesc cu noi pe stradă, când vin în biserică, când se uită la noi în ochi, să vadă dragostea aceea care o vedeau păcătoșii când se uitau la Domnul Isus. Cu trei ani în urmă eram în țară și împreună cu soția mea, Violeta, am zis n-am fost niciodată în Maramureș. Eu sunt din Bucovina, ea este de aici, din Arad, am împăcat Bucovina și Ardealul prin căsnicia noastră. Și am zis, niciodată niciunul din noi n-a fost în Maramureș. Hai să mergem în Maramureș când vizităm țara. Și am mers în Maramureș, stăteam la un hotel, eram la camera de partier chiar de lângă stradă. Și dintr-o dată am auzit behăi de oi și noi venind din, America cu nostalgia aceea din, a copilăriei din trecut, am deschis imediat geamurile și era o turmă mare de oi care trecea prin față. Cu atâta drag priveam la scena aceasta. Și am observat ceva, că printre oi era câte oaie din aceasta care își chiopăta. Și am realizat ce s-a întâmplat. Știți, oile, dacă calcă în mizerie, intră un parazit acolo la copită, se face ca un vierme acolo, trebuie să-i scoată uh, păstorul de acolo. Și oile acele abia calcă. Și am auzit o întrebare, așa, în gândul meu. Oare mai ajută la ceva ca să cerți sau să bați oițele acestea care au călcat în mizerie și acum au parazit? Și am realizat că Domnul îmi vorbea. Am înțeles că Domnul vorbea despre oițele din turma lui. Oamenii care sunt căzuți în păcate, ei nu au nevoie să-i mai batem. Sunt bătuți deja. În conștiința lor, spraf, de multe ori acoperă lucrul acesta cu glume, cu altă față, ca și cum ei nu suferă, dar oamenii aceștia sunt tormentați, sunt chinăiți în lăuntrul lor. Domnul Isus a fost cunoscut sau a vrut ca noi să-L cunoaștem ca păstorul cel bun, care lasă și nouă, se ducă după acea pierdută, care a fost odată în turmă, dar acum s-a îndepărtat. Știți, păcatul activ, într-adevăr, are consecințe. Și ne doare de consecințele acestea dar inima Domnului este pentru păcătos. Și aș vrea să spun în această dimineață că dacă cuvântul acesta îți vorbește, dacă ceva este mișcat în lăuntrul tău, aș vrea să spun că lucrul acela nu este de la tine. Știți, nimeni nu poate să vină la Tatăl dacă nu, nu, este atras de Dumnezeu. Doar Duhul Domnului este Cel care bate la inimă. Spunea Domnul Iisus, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva și deschide, sunt momente care Domnul bate la inima noastră și Domnul așteaptă de la fiecare noi să deschidem ușa. Aș vrea să vă spun că Domnul are o chemare frumoasă pentru viața dumneavoastră. Pentru fiecare. Noi nu putem să împlinim chemarea aceea în puterea noastră. Chemarea aceasta este peste puterile noastre, de fiecare dată. Este mult mai mare decât ne imaginăm. Ne uităm la chemarea Domnului și spunem, Doamne, eu nu pot, dar pot totul în Hristos care mă întărește. Ne cheamă Domnul să fim dependenți de Duhul Lui. Vrea Domnul ca să aducem templul nostru, viața noastră, să fie sfințită de El, să fie umplută cu Duhul Lui, ca să putem să ne împlinim chemarea, să putem să proslăvim numele Lui prin, via prin viața noastră și mă rog ca Domnul să facă lucrul acesta. Amen.